Deci aici scrie luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Vedeți că aveți și dimineața, după amiaza, seara și noaptea, dacă puteți să vedeți aici. Și puteți să-l desfaceți. Vă puneți medicamentele aici în funcție de dimineața, după amiaza, seara sau noaptea, când le aveți de luat. Salutare și bine te-am regăsit, eu sunt Alin, am avut două internări la spitalul de psihiatrie, acum sunt bine, mersi că ai întrebat. Astăzi vreau să-ți spun cum eu nu uit să-mi iau medicamentele și cum nici tu să nu uiți să-ți iei medicamentele. Bun, înainte de asta vreau să fac două mențiuni. Prima, la vlogul cu condusul, de ce nu am voie să conduc? M-a întrebat o persoană, a zis că s-a panicat, este anxioasă în urma vlogului pe care l-am făcut și mi-a cerut să-i răspund dacă ea are voie să conducă sau nu. Cum ți-am zis și ție, dacă urmărești acest vlog, ți-am răspuns la e-mail și ai văzut că ți-am răspuns, cum am știut eu mai bine, dar, ca idee, orice informație pe care eu vă dau aici, verificați-o cu medicul vostru, specialist, psihiatru sau specialist. Ce am aflat eu mi se aplică pentru mine, este valabil în cazul meu. Voi, în funcție de medicamentația pe care o luați, s-ar putea să aveți voie să conduceți, să faceți unele acțiuni pe care eu, de exemplu, nu am voie să le fac. E diferă de la persoană la persoană și, mă rog, întrebați cel mai bine pe medicul vostru specialist psihiatru și o să vă răspundă el. Eu așa știam că este legea, că nu au voie să conducă anumite categorii de persoane, printre care și cele cu tulburările mentale de genul pe care le am eu. Mai departe, faceți-vă propriul research, documentați-vă și... aflați, eu zic că mai bine să aflați o informație de genul ăsta, chiar dacă v-ați condus până acum, de exemplu, și na, știu că e ca un șoc când primiți o astfel de informație, eu zic că mai bine să o știți din timp decât să fiți opriți de polițist, de exemplu, și să vă facă dosar penal sau să dați în altele mai grave. Bun, apoi, a doua mențiune, în primul rând la vlogul cu internat la spitalul de nebuni, am zis eu, la spitalul de psihiatrie, mi-a scris o persoană că are o pagină de Facebook, că să mai fac videoclipuri pe tema respectivă, mi-a distribuit un clip de-al meu pe pagina aceea de Facebook, pe care nu o să-i zic numele pentru că nu vreau să-i fac reclamă, nici nu sunt de acord cu astfel de inițiative, dar omul avea această mișcare pe care a întreprins-o și această idee a lui și a spamat pe acest canal de YouTube, a pus mai multe comentarii cu pagina lui de Facebook și o promova și spunea că bolile astea, tulburările mentale nu sunt adevărate, că, mă rog, coronavirusul nu este nici adevărat și așa mai departe. În primul rând, oricine este binevenit pe acest canal să privească videoclipurile mele. Dar nu pot să permit unor astfel de persoane să facă spam, să distribuie știri false pe acest canal. Nu o să tolerez niciodată astfel de comportamente. I-am zis și persoanele respective, i-am spus că e primul și ultimul avertisment și că dacă nu încetează o să îl blochez pe canal, ceea ce am și făcut pentru că nu s-a oprit din comentarii. Între timp am șters toate comentariile pentru că induceau panică și anxietate și paranoia și nu vreau să fac asta pe canalul ăsta de YouTube. Prin urmare, persoana respectivă este blocată, nu mai are voie să comenteze pe acest canal. Bineînțeles, dacă are alt canal, probabil o să poată să comenteze, dar o să blochez pe acela dacă o să fie cazul. Da, nu vreau să fac parte din astfel de mișcări, din astfel de idei în care nu cred, cu care nu mă identific. Eu vreau să ajut, cum poate și această persoană vrea să ajute în felul ei. Eu merg pe calea pașnică, spun din experiența mea, nu sunt împotriva sistemului medical românesc. Sunt recunoscător psihiatrilor, medicilor și asistenților care m-au făcut bine, pentru că această boală se tratează, nu se vindecă, dar se tratează și sunt recunoscător, profund recunoscător că m-au făcut bine și că acum pot să duc o viață normală. Cred în medicamente, le iau și o să continui să le iau atâta timp cât o să mă simt bine și când nu o să mă simt bine, că atunci e mai important să le iei, când nu te simți bine de fapt. Și da, cam astea sunt cele două mențiuni pe care am vrut să le fac. Deci eu prin acel vlog cu internat la spitalul de psihiatrie nu am vrut să lovesc în sistemul sanitar românesc, care acum și așa este foarte copleșit. Nu sunt de acord cu anumite chestii, așa cum am zis și acolo, că nu sunt de acord cu comportamentul unor asistenți medicali, dar în rest sunt recunoscător pentru că totuși, așa cum este el, sistemul de sănătate românesc își face treaba și eu sunt un exemplu că sistemul medical românesc a reușit și psihiatrii au reușit să mă facă să trăiesc o viață normală. Bun, am încheiat cele două mențiuni. Hai să trecem la vlogul de astăzi. Vreau să-ți spun cum să nu uiți să-ți iei medicamentele, pastilele. În primul rând vreau să-ți arăt ceva, așteaptă-mă puțin. Da, am revenit. Asta am vrut să-ți arăt. Uite.
Bun, ce este asta? În primul rând, asta este o cutie în care îmi țin eu medicamentele. A fost o cutie de bomboane și mi-am pus medicamentele în ea. Astea sunt pastilele. Și ca să nu uit să le iau, îmi pun reminder, o să ajungem imediat și acolo, îți arăt imediat. Dar îmi număr să am pastile pentru o săptămână. 7 pastile. 1, 2, 3, ai înțeles ideea. De ce 7? Pentru că în fiecare zi trebuie să iau o singură pastilă la ora 7. Și atunci le pun pe toate aici. Și în caz că într-o zi nu mai știu dacă am luat pastila ieri, să zicem, le scot, le număr și văd câte au mai rămas. De exemplu, acum mai sunt 30 cu 36. Deci trebuie să iau de azi până duminică. Am vrut să-ți arăt chestia asta înainte să trecem la reminderile de pe telefon. Sunt niște aplicații. Se închide așa, cred că este și cu protecție pentru copii să nu poată să o deschidă. Mă rog, ca idee cam asta, o cutiuță de bomboane. Bun, hai să trecem la aplicații. Acum vreau să-ți arăt două aplicații gratuite pe telefon și una cu plată. Bun, vreau să-ți arăt prima aplicație care este gratuită, este Google Calendar. O găsești și în magazinul Play. Din păcate n-am un iPhone să vă spun care sunt aplicațiile disponibile sau dacă sunt aceste aplicații disponibile și pe iPhone, pe iOS, dar Google Calendar știu că este disponibil și pe iPhone. Deci dai o căutare după Google Calendar și deja a găsit ceva. Și uite, eu deja am, pot să-l actualizez. O să dau, mă rog, actualizați și îl deschid imediat să-ți arăt despre ce e vorba. Bun, hai să-l deschidem. Și ăsta e Google Calendar. Acum cred că o să mă loghez în contul meu, într-adevăr. O să blurez, cred că, niște chestii pe aici, pentru că sunt niște chestii personale. Vreau să-ți arăt dar cât de ușor e să adaugi o sarcină aici. De exemplu, medicamentele, da? Apeși pe plus, dai pe sarcină sau pe memento. Evenimentul este pentru un eveniment care ține toată ziua, de regulă, cum e o zi de naștere, să zicem. Obiectivul e obiectiv să slăbești, de exemplu, și, mă rog, hai să dăm pe memento. Și aici avem în felul următor. O să salveze în adresa de e-mail pe care tu ai specificat-o. În primul rând scrii titlul, hai să zicem, ia pastila. Poate să fie toată ziua sau să pornească de la o anumită oră. De exemplu, o să punem marți, că astăzi e marți. O să punem de la ora 14 și 20 ca să vezi exact cum e și notificarea. Poți să dai, se repetă zilnic, săptămânal, lunar, anual sau personalizat. Putem să-i dăm zilnic, de exemplu, și dăm salvați. Acum o să blochez telefonul, așteptăm un minut și să vezi că apare notificarea. A apărut notificarea, mi-a apărut și pe ecranul laptopului pentru că e conectat telefonul la laptop. Și avem aici, ia pastila, care este asta, se apasă pe ea, vedeți detaliile, se repetă zilnic, marcați ca terminat. Și dați marcați ca terminat, un memento a fost marcat ca terminat. Dacă vă duceți în Google Calendar, aici o să aveți din nou mâine, dacă o să vă uitați, ia pastila, o să fie pentru miercuri la 14:20, vedeți aici, deci se repetă în fiecare zi. Ce nu-mi place mie la Google Calendar e că vă face așa un cărnaț foarte mare de, cum vedeți aici, de mementuri, notificări și așa mai departe. Și chiar dacă dați și pe o lună, dacă dați pe o lună, vedeți că le aveți toate aici, se repetă. O să vă prezint următoarea aplicație care se cheamă Google Tasks și care tot din magazinul Play se poate deschide. Aceasta este Tasks de la Google. Aici am pus vlog YouTube, asta este lista mea, puteți să faceți mai multe liste. Ce îmi place la Google Tasks este că e mai simplu și îți arată în ordine notificările, memento-urile, fără să se repete în fiecare zi. Și apare în fiecare zi ce aveți de făcut în ziua respectivă. De exemplu, eu am pus aici deja un memento de test, haideți să facem unul nou. Ia pastila, chetiapină, de exemplu. Bun, aveți aici, puteți să adăugați detalii, chetiapină, de exemplu, să scriem ce pastilă să luăm, chetiapină, o să pun așa pe scurt. Aveți această iconiță care vă duce pe, selectați data, o să punem pe 15 decembrie, puteți să setați ora care poate să fie acum 14:24, să zicem, ca să avem timp să am timp să vă arăt mai multe despre tasks, dați OK. Puteți să repetați la fiecare o săptămână, puteți să modificați aici la fiecare două săptămâni, de exemplu, să lăs la fiecare o zi, săptămână, lună sau an. O să-i las la fiecare o zi și el o să repete automat la fiecare o zi. Dacă lăsam pe săptămână, puteam să pun să repete în fiecare săptămână în zilele de marți, joi și, nu știu, sâmbătă, de exemplu. Dar eu o să pun la o fiecare zi. Start de astăzi va fi la 14:24. Ok, dăm gata.
dăm salvați, vedeți că v-a apărut aici, ia pastila chetiapina, de exemplu, și în 14.24, să așteptăm 2 minute să vedem cum vine notificarea, dar în principal apare notificarea la fel ca și la Google Calendar, e cam același lucru. Aveți aici niște setări, eu am mai multe liste, puteți să faceți mai multe liste, creați o listă nouă, de exemplu, o să dăm înapoi. Aveți și un meniu care puteți să sortați după ordinea mea sau dată. Eu prefer să le am după dată, în funcție de zile când le am să-mi apară. Mai aveți aici, redenumiți lista, ștergeți lista, ștergeți toate sarcinile finalizate și, mă rog, tema și copiați momenturile în tasks. Le puteți copia din Google Tasks în calendar și invers. Bun, haideți să închidem ecranul ca să vedem notificarea când vine, cum apare. Bun, am primit notificarea pe laptop. Vedeți aici a apărut tasks, puteți să marcați ca finalizată fără să deblocați ecranul și s-a dus. V-a dispărut, va apare aici în finalizate, ia pastia așa și ce am mai pus aici. Vedeți că dacă dați pe ea se repetă în fiecare zi, se repetă zilnic. Bun, astea sunt două gratis. Dacă aveți și voi aplicații chiar poate mai bune decât ce vă prezint eu, lăsați-le într-un comentariu, eu de astea știu. În schimb, eu folosesc o aplicație cu plată. Mă rog, aplicațiile astea ca idee se găsește pe internet fără plată, dar trebuie să știți de unde să le luați. Nu promovez pirateria, dar sunt unele aplicații legale care se pot lua și, na, mă rog, se pot instala direct pe telefon, nu din Google Play, ci direct pe telefon. Dacă voi pricepeți, probabil știți despre ce e vorba. Am vrut să vă spun că se poate și posibilitatea asta. Bun, avem aici un widget, l-am adăugat un widget, dar el se cheamă AnyDo. O să vă arăt iconii. Asta este AnyDo aplicația. La fel o găsiți în Google Play. Și aici, asta îmi place că am astăzi, am cele finalizate și am mâine, în curând și așa mai departe. Deci am cândva și așa mai departe. Deci vedeți la fiecare zi ce. O să blurez unele chestii, dar sper să le las pe majoritatea să vedeți despre ce e vorba. Vreau să vă arăt aici, că de exemplu am de luat Omega-36 două bucăți astăzi de la 17 și 17, după aia de la 19, chetiapina de la 7, vedeți chetiapina dacă dați pe ea o dată pe zi la 7, vă arată mai multe detalii. Vreau să vă arăt cum adăugați un task nou, dați pe plus, la fel, ia pastila, dați pe săgeata aceasta. Vedeți că v-a apărut, dați pe ea ca să modificați detaliile. Aveți mai multe taburi, task, details, detalii și activitate. Pe noi ne interesează detaliile. Puteți să o share-uiți, să o distribuiți. Ce vreau să vă arăt este setează ora. Asta vă interesează. În varianta gratis, dacă o să o instalați din Google Play, nu vine cu opțiuni de repetare la fel de multe ca aici. Cred că aveți repetare doar zilnic și atât. Nu puteți să dați săptămânal, lunar, anual. Deci, ca idee, trebuie să aveți în vedere chestia asta. E limitată. În schimb, puteți să dați one time, puteți să dați prestabilit sau custom, care la fel puteți să stabiliți orice dată, ok. Selectați și ora, ok, și o să vă apare, după ce dați salvează, vă apare că o să vă amintească pe 17 decembrie la ora 10. Aveți notițe, aveți mai multe, e un pic mai complexă aplicația asta, dar are niște limitări deranjante în varianta gratis. Vedeți dacă vă faceți treaba cu ea. Dacă nu, sunt celelalte două aplicații, calendarul și cu tasks de la Google. Bun, de ce v-am arătat și cutiuța și de ce am pus, de ce nu iau pur și simplu din cutie câte o singură pastilă pe zi, că doar mă anunță telefonul când să iau. Câteodată mai dau automat pe telefon, le bifez și după aia nu mai știu, băi, am luat sau doar am bifat. Uneori mai dădeam înainte să le iau, bifam înainte să le iau și după aia nu mai știam dacă le-am luat sau nu pastilele. Așa, dacă într-o zi nu mai știu dacă am luat-o, le număr pe cele rămase în cutiuță, văd dacă mi-ajung până duminică, dacă lipsește una sau una este în plus, înseamnă că n-am luat sau că am luat, în funcție de numărul lor. Deci de asta, odată aplicația de remindere și odată le pun pe număr. Bun, vreau să vă mai arăt și un organizator de medicamente, este ceva mai clasic. Părinții mei folosesc organizatorul de medicamente, vi-l aduc imediat și vi-l arăt. Am revenit, ăsta este organizatorul de medicamente. Este luat de la, nu fac reclamă, dar e luat de la Lidl, ca să știți de unde îl găsiți. Îl mai aduc din când în când, dar ca idee de cam ăsta este. Vedeți că deci aici scrie luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și vedeți că aveți și dimineața, după amiaza, seara și noaptea, dacă puteți să vedeți aici. Și puteți să-l desfaceți, vă puneți medicamentele aici în funcție de dimineața, după amiaza, seara sau noaptea, când le aveți de luat. În fiecare zi aveți
medicamentele, ele apoi se scot de aici și se pun la fund, la fundul organizatorului. Eu nu o să modific acum că nu o să mai știe tatăl meu ce medicamente trebuie să ia și când, dar ca idee asta este organizatorul. A cumpărat, v-am zis, de la Lidl, din când în când mai apar astfel de promoții și sper să-l prindeți și voi dacă nu-l aveți. Astea sunt metodele de a nu uita să ții medicamentele, cele pe care le folosesc eu, mai puțin organizatorul, pentru că eu folosesc deja cutiuța și aplicațiile de pe telefon. Da, mai lăsați-mi și voi în comentarii, vă rog, ce metode folosiți voi ca să nu uitați să luați medicamentele, chiar mă interesează. Și, na, dacă aveți comentarii, dacă vreți să mă contraziceți, faceți-o cu cea mai mare plăcere, dar nu cum am mai văzut că m-a contrazis fără argumente, deci vă rog să aduceți și argumente, dacă voi știți altceva, nu doar să spuneți, nu că nu e adevărat, nu suntem copii totuși, adică, na, am pretenții mai mari de la voi. Cam asta este vlogul de astăzi, eu sunt Alin și până data viitoare, like, share, subscribe. Au apărut și dislike-urile pentru că au venit și haterii și conspiraționiștii, v-am zis de la începutul acestui vlog. Nu e nimic, înseamnă că acest canal este descoperit de cât mai multe persoane și asta cumva mă bucură, pentru că mesajul meu ajunge și la astfel de persoane, chiar dacă nu știu ce să facă cu acest mesaj, dar este încurajator că se strânge o comunitate aici, pe acest canal. Mersi, subscribe dacă n-ai făcut-o deja și like. Pa!